Iar alături de noi, Călin Popescu Tăriceanu, președinte ALDE și co-președinte în viitoarea formațiune politică ce se va numi Partidul România Social-Liberală. Bună ziua! Bună ziua! Cum facem cu oamenii care nu vor să respecte, nici n-au un plan și nici nu vor face, nici dacă îi roagă Ministerul de Interne, nici dacă îi roagă Ludovic Orban, nici dacă îi rog eu și cred că nici dacă îi rugați dumneavoastră? Da. Bun. Problema este următoarea. Întotdeauna va exista un procentaj de persoane care, după cum vedeți, nu respectă nu numai regulile de comportament în perioada aceasta de purtare a măștilor, nu respectă și alte lucruri care țin de lege, care sunt poate mai grave sau la fel de grave. Sigur că lucrul acesta se face cu sau trebuie utilizate anumite modalități de constrângere. Pot fi aplicate amenzi, alt gen de corecții și așa mai departe. Însă eu aș deplasa, dacă sunteți de acord, puțin discuția, pentru că astăzi l-am auzit pe premierul României, domnul Orban, spunând că cei care sunt purtători de COVID, dar nu au simptome, să fie tratați acasă. De ce? Pentru că nu mai sunt locuri în spital. E bine, suntem de practic 7 luni cu toții prinși în această situație cu totul și cu totul excepțională a epidemiei de COVID și vedem că autoritățile, în loc să se pregătească sau în loc să pregătească infrastructura medicală pentru a face față celui de-al doilea val, de care se vorbește de foarte multă vreme. Al doilea val nu este o surpriză, era previzibil, era anticipat. Iată că al doilea val a venit, suntem la cu mult peste 3.000 de îmbolnăviri pe zi și ce se întâmplă? Autoritățile spun, dom'le, nu suntem pregătiți, nu avem unde să internăm oamenii și cu toate că s-au adus spitale suport COVID, spitale de campanie, spitale de nu știu mai care și sunt incapabili să gestioneze această situație. Mie mi se pare foarte grav și nefiresc. Dar da? Care credeți, domnule Tăriceanu, că este explicația? Am văzut și eu și declarația domnului Tătaru cu primul val, declarația domnului Rafila cu al doilea val. E drept, pot să nască un soi de confuzie apropo de publicul ascultător. Dar există vreo logică, în opinia dumneavoastră, în spatele unei comunicări care anunță o serie întreagă de restricții, dar temporizat? Pentru că oamenii zic, poate că nu e așa, poate că ne mint, apare din nou teoria conspirației, e și o perioadă lungă de răbdare. Da, să știți că în epoca internetului, teorii cu conspirațiile or să apară la orice. Orice se va întâmpla, va exista și o teorie de genul ăsta. Dacă scoatem însă din ecuație lucrurile astea, nu știu care e motivul pentru care fac o comunicare graduală, mai ales că acum suntem cu peste 3.000 de îmbolnăviri pe zi, iar când a fost primul val aveam câteva sute, 100, 150, 200. Deci, ce vreau eu însă să subliniez este incompetența acestui guvern care era avizat, nu mai pot să spună că n-au fost avizați. Pentru că țineți minte că au invocat faptul că au fost luați în surprindere, cu toate că erau informații care au apărut în interiorul instituțiilor din România încă din decembrie 2019 cu privire la epidemia de COVID. Atunci au spus că au fost luați în surprindere. Acum n-au mai fost luați prin surprindere pentru că informațiile legate de al doilea val. Da, sistemul sanitar, domnule Tăriceanu, e unul singur, indiferent că ne place sau nu. Sistemul sanitar nu poate fi updatat, ce n-am făcut în 20 de ani, brusc să rezolvăm acum aici, cum ar veni situația de la ATI. Nu e vorba de a construi un alt sistem sanitar. Actualul sistem sanitar trebuia pregătit. Au fost aduse spitale, da? Mobile. Au fost transformate spitalele din sistemul de sănătate în spitale suport COVID. Și cu toate acestea, în momentul ăsta, autoritățile sanitare și nu numai guvernul este depășit de situație. Eu asta vreau să spun. Deci dacă erau luați în surprindere, bun, ok, să înțelegem, n-avem timp. Dar au avut timp 7 luni de zile să se pregătească. Văd că sunt spitale aduse
din acestea mobile care nu sunt folosite. Am sugerat încă de acum 5 luni de zile ca să se transforme spații mari, cum este de exemplu Romexpo, în spital suport COVID. Ca să nu fim în situația să tratăm bolnavii acasă. Că unii au condiții și alții nu au condiții să stea acasă să se trateze. Mă rog, poate unii sunt asimptomatici, n-au nevoie Știți de tratament. Care e temerea mea? Dar înțeleg pe de altă parte și decizia în cazul asimptomaticilor. Într-un sistem sanitar deja prea plin în situația asta cu COVID-ul, asimptomaticul e un efort suplimentar. Problema este că este și o vulnerabilitate, pentru că tu nu ai un control 100% asupra asimptomaticului trimițându-l acasă. S-ar putea ca în 3 zile el să devină un caz grav, după cum s-a mai întâmplat în alte spețe, și să revină într-o formă de ATI. Da, el trebuie monitorizat în spital, poate să fie monitorizat, pentru că la un moment dat pot să apară simptomele dacă la început e asimptomatic. Deci, posibilități ar fi existat, ține foarte mult de organizare. Și la noi, incompetența și lipsa de organizare și bâșbâiala la nivelul Ministerului Sănătății și la nivelul Guvernului, văd că sunt în continuare prezente, cu toate că aveau timpul să se organizeze. Bun, ce facem cu școlile în situația asta? Mai ales că mă uitam la declarații în acest weekend, ne apropiem cel puțin în București de rata de infectare 3, eu tot sper să dăm înapoi, dar n-am foarte multe așteptări în sensul ăsta. Și atunci, dacă ajungem la această rată de infectare 3, ne ducem direct în online cu școlile. Nu știu cum ar fi mai bine, dar știu că este riscant oricum am dau-o. Da, cu școlile în online, nu? Riscul sigur că se diminuează considerabil de propagarea virusului. Numai că rezultatele școlii în online sunt puse sub semnul îndoielii și nu de mine, ci de toți cei care participă la sistemul de învățământ online și eu vă spun în plus și ca părinte de copii care am văzut acasă cum se desfășoară învățământul online. Deci putem să uităm, dacă vrem să vorbim de școală serioasă, de performanță, cu sistemul online în faza actuală, nu știu ce se va întâmpla peste un an, doi, trei, dar eu vorbesc de ceea ce se întâmplă în momentul de față. Este clar insuficient. Însă sigur că școlile nu pot fi lăsate să devină niște focare de răspândire a virusului, adică închiderea școlilor este normală. E bine, acum însă, haideți să ne întoarcem puțin în urmă. Înainte de începerea școlilor pe 15 septembrie, au fost câteva voci și eu am fost una dintre ele care am cerut să nu se deschidă școlile pentru că nu sunt pregătite. Și trebuia o pregătire serioasă, nu una de suprafață așa, de o, cum să spun, un simulacru de pregătire a școlilor pentru situația de epidemie de COVID pe care a făcut-o Ministerul Educației. Însă, evident că măsura amânării școlilor ar fi ridicat un semn major de întrebare în legătură cu condițiile de organizare a alegerilor locale. Adică dacă școlile s-ar fi amânat, atunci cum să rămânem cu organizarea alegerilor locale pe 27? Să vă întreb atunci de parlamentare în decembrie? Păi putem să ne întrebăm, dar până una alta trebuie să facem o constatare ca să închidem subiectul acesta. Deci, actuala putere nu visează decât alegeri. De ce? Pentru că orice amânare a alegerilor riscă să le diminueze suportul politic electoral. Da? Și atunci nu au vrut să țină cont că trebuie amânată deschiderea școlilor până se face o pregătire corespunzătoare, nu au vrut să țină cont de amânarea alegerilor locale și iată că în momentul de față, sigur, suntem pe un val sau pe vârful valului epidemiei de coronavirus. Și sigur că alegerile se apropie cu repeziciune. Eu am fost unul din cei și nu am niciun fel de reținere să spun că în condițiile actuale e un risc foarte mare să organizăm alegerile parlamentare și că ar trebui să facem o alegere simplă de tot între sănătatea cetățenilor, sănătatea populației și organizarea alegerilor care pot fi amânate cu 3 luni de zile. Da? Sigur că o să aud tot felul de prostii spuse de unii și de alții, că unii vor să se amâne ca să mai stea
parlamentarii 3 luni în funcție. Nu asta e problema. E o problemă fundamentală de alegere între sănătatea a milioane de cetățeni și dorința lui Iohannis și a lui Orban de a organiza alegerile cât mai repede ca să nu piardă votul. Bun, în final, apropo, câteva cuvinte, Partidul România Social-Liberală, o fuziune care Partidul se întâmplă... Partidul Pro-România Social-Liberală. Partidul Pro-România Social-Liberal înseamnă ce? Înseamnă că în acest partid vor coexista elemente de politică socială coerentă și elemente de liberalism, având în vedere că liberalismul modern nu este străin de responsabilitatea socială, având în vedere că în momentul de față politicile sociale nu mai sunt apanajul exclusiv al partidelor de factură social-democrată, am hotărât să creăm această formațiune pe care am denumit-o Pro-România Social-Liberală. Problema este nu numai ideologică. Ce urmărim să facem? Dacă ne uităm pe scena politică, observ cu oarecare, mă rog, surpriză, că PSD-ul pare să se fi resemnat, să rămână 4 ani în opoziție și nu este capabil în momentul de față să alcătuiască o alternativă la actuala putere, să reprezinte o voce suficient de puternică și de critică la actuala putere, care, slavă Domnului, face greșeli cu nemiluita. Și ceea ce ne propunem noi, Pro-România Social-Liberal, este exact acest lucru. Să fim, chiar dacă suntem două partide mai mici care ne-am unit, să fim o voce mai puternică în a contracara derapajele actualei puteri.